Rusia nu va mai accepta plăți în dolari sau euro pentru livrările sale de gaze naturale către Uniunea Europeană. Vladimir Putin a ordonat responsabililor ca într-o săptămână să pună la punct un nou sistem de plăți în ruble. Vladimir Putin a declarat la o ședință de guvern că decizia lui este o reacție la înghețarea activelor Rusiei în Occident, în urma sancțiunilor impuse Moscovei după atacul asupra Ucrainei. Occidentul, potrivit liderului de la Kremlin, a declarat de fapt o suspendare a plăților către Moscova și a pus capăt încrederii în devize precum euro sau dolarul american. Președintele rus a asigurat însă statele europene că Rusia le va furniza în continuare gaze în volumele și la prețurile convenite. Guvernul rus a adoptat pe 8 martie o listă cu țări neprietenoase în urma sancțiunilor impuse Rusiei după invazia acesteia împotriva Ucrainei. Pe listă se regăsesc Statele Unite ale Americii, Canada, țările din Uniunea Europeană, Marea Britanie și alte țări europene nemembre ale UE și din Asia de Sud și Sud-Est. Uniunea Europeană intenționează să reducă dependența energetică de Rusia, dar nu poate renunța imediat la importurile de gaz natural rusesc și de petrol. Putin a dat asigurări că noul sistem de plăți nu va afecta volumul exporturilor de gaz natural prevăzut în contractele cu Uniunea Europeană.